Nu scăpăm de vremea urâtă nici în ziua de marți. Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare cod galben de intensificări ale vântului și vijelii valabilă inclusiv pentru județele din zona de vest a țării. Alerta meteo a intrat în vigoare în această dimineață și expiră la ora 22. Vântul va lovi din nou cu putere Banatul, transmit meteorologii. Pe parcursul zilei de marți, 2 aprilie, vântul va avea intensificări susținute în toată țara cu viteze de 55-65 de km pe oră, iar local de 70-80 de km pe oră. Pe alocuri se vor semnala vijelii. În zona montană înaltă, rafalele vor depăși 90-110 km pe oră, a informat ANM. Potrivit meteorologilor, în zona montană înaltă, în general, la altitudini de peste 1600 de metri, se vor semnala precipitații mixte, iar în munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali se vor acumula cantități de apă de 10-20 de litri pe metru pătrat, transmite Administrația Națională de Meteorologie.